Doar 4 mine rămân să continue activitatea de extracție a huilei din Valea Jiului. Asta a rezultat în urma mai multor analize, iar cele 3 care vor fi închise intră într-un proces de ecologizare care va fi gata peste aproximativ 7 ani. În urma analizei care a stabilit o asemenea ierarhizare pe criterii de viabilizare, de posibilități de viabilizare, s-a stabilit că exploatarea Lonea, exploatarea Livezeni, exploatarea Vulcan și exploatarea Lupeni sunt cele care au cele mai mari posibilități de viabilizare la ora la care vorbim. Aceste analize, evident, alegându-le ca viabilizabile pe acestea patru, au stabilit ca mine care urmează să se închidă, mina Petrila, mina Paroșeni și mina Uricani. Închiderea acestor mine este un proces de durată, cu finalizare în 2018. Din această lună, 900 de angajați ai companiei și-au depus actele pentru disponibilizare și din 1 octombrie li se va desface contractul de muncă. Începând cu data de 5 septembrie, a fost stabilită intrarea în preaviz a celor 900 de persoane care s-au înscris în programul de disponibilizări. Aceasta face ca în data de 1 octombrie să fie respectat termenul legal de 20 de zile pentru preaviz și cu 1 octombrie va fi efectuată desfacerea contractelor individuale pentru acești 900 de oameni, ei ieșind prin urmare din sistem. Compania huilei ar mai avea rezerve de huilă de aproximativ 15 miliarde de euro. Asta spune deputatul Monica Iacobriții, în timp ce o parte a celor care au întocmit strategia energetică a României au calculat că în subteran mai sunt aproape 700 de milioane de tone, dar doar o parte pot fi exploatate. Mina Muzeu din Aninoasa va fi inaugurată în noiembrie, cei drept nu în acest an, așa cum ar fi trebuit, ci anul viitor. Principala problemă pentru care intrarea în circuitul turistic a fostei mine a fost amânată cu cel puțin un an, este legată de lipsa banilor necesari continuării lucrărilor. Lucrăm la Mina Muzeu, lucrăm la toate clădirile care sunt prinse în program, le reabilităm pe toate. Exterior în mod deosebit, interior în etapa a doua. La ecologizare sperăm să finalizăm partea nordică, mai rămânând la Puțul Sud să facem la anul. Iar dacă ne ajută guvernul din noiembrie să ne dea finanțare, să putem să facem partea interioară, adică să amenajăm galeria, să facem abatajul frontal, abatajul cameră, suitorul, tot ce este legat de minerit propriu-zis, pentru că acolo n-am atacat lucrările din lipsă de fonduri. Eu sper că la rectificarea de luna viitoare să putem să obținem fonduri și în timpul iernii să lucrăm liniștit în interior, pentru că nu sunt probleme. În paranteză fie spus, nici lucrările de ecologizare nu au fost finalizate, deși acestea ar fi trebuit să fie încheiate de câteva luni. Odată cu închiderea minei Aninoasa, un întreg oraș a rămas în aer. Pentru că totul depindea de extragerea cărbunelui, bugetul local a rămas gol, oamenii au ajuns șomeri sau au intrat în pensie, iar localitatea a intrat în faliment. De atunci au trecut 5 ani și nimic nu s-a schimbat în bine. Din punct de vedere financiar, am pierdut aproximativ 100 de miliarde de lei vechi la bugetul local. Bani care intrau sigur, pentru că erau din impozitul pe salarii și din impozitele directe pe teren și pe clădiri. Asta e cea mai mare problemă care ne-a dus la micșorarea veniturilor și, bineînțeles, la creșterea unor datorii și la neplata la timp a anumitor servicii prestate către populație și către instituțiile primăriei, mă refer la școli, grădinițe, centru cultural și așa mai departe. Aduceți aminte că am avut probleme deosebite cu iluminatul public, în sfârșit l-am rezolvat și nu mai avem probleme, dar 8 luni și jumătate am stat fără iluminat public din cauza lipsei fondurilor la buget. Deci cam asta s-a întâmplat și, bineînțeles, au crescut numărul pensionarilor în oraș, pentru că majoritatea au ieșit la pensie, iar ceilalți consumă aproximativ 12 ore ca să meargă de la locul de muncă. Și serviciul de 6 ore. Mă refer la cei care, 380 de cetățeni care mai sunt în sistemul mineritului și fac naveta de la Aninoasa până la Uricani și Lonea.
Din cei aproape 5.000 de locuitori ai orășelului, doar câteva sute mai au un serviciu în prezent. Aproape 400 sunt încă mineri, dar sunt nevoiți să facă naveta în alte localități ale Văijiului. Peste câteva luni, mulți dintre ei vor îngroșa rândurile șomerilor sau pensionarilor, aflându-se printre cei 900 de angajați ai companiei care vor fi concediați. Seceta a afectat toate apele din România. Râul Jiu a avut și el de suferit de pe urma lipsei de precipitații, în prezent arătând ca un pârâu. De altfel, acesta, alături de celelalte ape curgătoare, a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani, pentru că afluenții Dunării, printre care se află și Jiul, nu mai transportă suficientă apă. Pe fluviu au apărut mai multe blocaje. În unele zone, apa are adâncimea de doar 1,5 metri în loc de 2,5, minimul permis pentru navigație. Dacă nivelul apelor va continua să scadă, va fi oprită și centrala nucleară de la Cernavodă, pentru că nu ar mai fi suficientă apă pentru răcirea reactoarelor. Un număr de 15 copii s-au înscris în Clubul Petru Aqua cu scopul de a da un ajutor pentru a salva natura. Micuții sunt pregătiți să facă expediții montane, să ecologizeze mai multe zone, să stea la cort, dar și să plece cu plutele pentru a strânge tone de deșeuri. Între timp fac pregătiri teoretice și s-au grupat sub numele de Floarea de Colț. În primul rând, vrem să îi creștem pe copii în spiritul unei colaborări, unei socializări între ei, responsabilizării față de problemele de mediu, cultivării sentimentului de compasiune pentru concetățenii lor. De aceea există colaborări între diferite ONG-uri, inclusiv cu Crucea Roșie, care ne sunt aici vecini și colaborăm în multe proiecte. Chiar începând din acest an am dat drumul la un proiect educativ în colaborare cu Primăria Municipiului Petroșani de conștientizare și responsabilizare pe probleme ale comunității. Probleme care se leagă atât de necesarul asigurării asistenței sociale, de mediu, chiar de amenajare a teritoriului. E foarte frumos orașul văzut prin ochii copiilor. Cei mai mici sunt încurajați să își descopere noi talente, să fie capabili, să dea ajutorul celor care au nevoie, dar și să devină adevărați ecologiști. Clubul și-a deschis porțile în această săptămână și sunt așteptați cât mai mulți voluntari care să intre în joc. Cel mai important concurs din acest an și una dintre cele mai puternice competiții din toate timpurile are loc în acest weekend la Ninoasa, în Valea Jiului. Cei mai buni arcași, cei mai talentați și cei care au cele mai multe premii se întreg la Cupa României timp de 2 zile, sâmbătă și duminică, la Clubul Anena. Să fie unul din cele mai puternice campionate naționale, având în vedere că participă toți sportivii de top din țară. Și participarea e numeroasă. Deci eu zic că o să fie competiție foarte puternică. Clubul de aici a dat cei mai buni sportivi la nivel național și internațional. Palmaresul acestora se măsoară în medalii de aur, iar ultima a fost câștigată la concursul de la New York de pompierul legitimat la Ninoasa, Daniel Călin. Totuși, istoria clubului începe acum 35 de ani, când Vasile Tamaș câștiga la loto. Istoria clubului este și istoria dânsului, pentru că dânsul a înființat acest club, dânsul a făcut această bază, dânsul a făcut efectiv totul. Noi continuăm doar. O poveste mai interesantă, cu banii câștigați la un lot în plic, a cumpărat primele arcuri și cu alea a început să practice acest sport. A făcut o grupă de copii și încet, încet a evoluat, a fost ajutat de exploatarea minieră noastră, de conducerile care au fost atunci. Au amenajat poligonul și încet, încet s-a ieșit această bază și acest club care, zic eu, că e unul din cele mai puternice din țară. Cel care a pus bazele clubului cu cele mai importante performanțe la nivel național și nu numai, Vasile Tamaș, nu s-a lăudat niciodată cu ideea lui. Omul nu a acordat în viața lui vreun interviu și chiar și acum spune că este cel care ajută la întreținerea clubului și atât. Arborele care face lalele din Alinoasa a intrat din nou în concursul pentru desemnarea arborelui anului. Copacul cu lalele, situat pe marginea drumului național DN66A, a ajuns într-o stare deplorabilă, iar acest lucru o recunoaște chiar și primarul din Alinoasa, Ilie Botgros. Mare lucru n-am făcut. Trebuie să recunosc, l-am împrejmuit cum am putut și
l-am consolidat un pic să nu se mai degradeze și l-avem în supraveghere. Probabil că acolo ar trebui făcut un împrejmuire ca lumea și cred că și zona ar trebui un pic amenajată, pentru că în afară de o bancă și un coș de gunoi n-am pus nimic acolo. Dacă va ajunge câștigător, copacul Culalele are șanse să fie reabilitat și pus în valoare. Cei care vor să fie de folos copacului, care este un monument natural, trebuie doar să dea un vot pe poziția 6 pe www.arboreleanului.ro la secțiunea Votează. Cu cât mai multe voturi, cu atât mai multe șanse de reabilitare a copacului, care odată la 4 ani înflorește și are lalele galben-portocalii.